Cuvântul 79 despre mustrarea unui frate oarecare. Un frate oarecare, fiind mustrat odată că n-a făcut milostenie, a răspuns celui ce l-a mustrat cu îndrăzneală și cu obrăznicie că monahii nu sunt supuși datoriei de a face milostenie. Cel ce l-a mustrat i-a răspuns, se știe și e vădit călugărul care nu e supus datoriei de a face milostenie. Este acela care poate spune cu fața descoperită lui Hristos, precum s-a scris, iată, noi am lăsat toate și am urmat ție. Matei 19:27. Adică acela care nu are nimic pe pământ și nu se încurcă pe sine în cele trupești și nu are în minte ceva din cele văzute, primind numai cele spre trebuință și neocupându-se de cele ce întrec aceasta, ci fiind ca pasărea în viețuirea lui. Acesta nu e supus datorie de a face milostenie, căci cum poate da altuia din cele de care este liber, mai degrabă e dator cel ce se ocupă cu cele lumești și lucrează cu mâinile și primește de la alții să-i dea lui milostenie. Dar nesocotirea acesteia este o împotrivire nemiloasă față de porunca Domnului. Căci dacă în cele ascunse nu se apropie cineva de Dumnezeu, nici nu știe să-i slujească lui în trup, dar nu se îngrijește nici de cele văzute care îi sunt lui cu putință, ce altă nădejde va avea unul ca acesta, prin care va dobândi sie și viața? Unul ca acesta este neînțelept. Alt bătrân a zis, eu mă mir de ce se tulbură pe ei înșiși în lucrul liniștii ca să împlinească trebuințele trupești ale altora. Și a zis iarăși, nu trebuie să amestecăm în lucrul liniștii grija de altceva. Fiecare lucru să se cinstească la locul lui, ca să nu fie viețuirea noastră amestecată. Că cel ce se îngrijește de multe este robul multora, iar cel ce a părăsit toate și se îngrijește de starea sufletului său e prietenul lui Dumnezeu. Ține seama că se găsesc mulți în lume din cei ce fac milostenie și împlinesc iubirea față de cei apropiați în cele trupești, dar dintre lucrătorii liniștii, depline și bune, care viețuiesc în Dumnezeu, de-abia se află câte unii, fiind foarte rari. Dar care dintre cei ce fac milostenie în lume s-au dreptate în cele trupești, nota 467, dreptate în sens larg, adică virtuți de ajutorare împlinite prin lucrări săvârșite prin trup, a putut ajunge la vreunul din darurile de care se învrănicesc de la Dumnezeu cei ce petrec în liniște? Și iarăși a zis, de ești mirean, îndelenicește de cu bunătățile ce le poți face în lume. Iar de ești călugăr, îndelenicește-te cu lucrurile cu care se împodobesc călugării cei buni. Dar de voie să te îndelenicești cu amândouă, vei cădea din amândouă. Lucrurile călugărului sunt acestea. Libertatea de cele trupești, osteneala trupească în rugăciuni, pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu în inimă. Dacă ți este deci cu putință să te îndestulezi fără acestea cu virtuțile lumești, judecă tu însuți. Întrebare. Deci nu poate monahul care se ostănește cu liniștea să dobândească amândouă lucrurile, să se ocupe cu grija de Dumnezeu și să poarte cealaltă grijă în inimă? Răspuns. Eu socotesc că cel ce voiește să petreacă în liniște, nici când va lăsa toate și se va griji numai de sufletul său, nu va putea să viețuiască în lucrarea liniștirii în chip deplin, chiar dacă ar fi în afară de orice grijă. Cu atât mai puțin de se va îngriji și de altceva. Domnul și-a lăsat în lume pe cei ce îi slujesc lui și se îngrijesc de copiii lui și și-a ales pe cei ce liturghisesc înaintea lui. Căci nu numai în lucrurile împăraților pământești se pot vedea trepte deosebite, cele ce stau pururea în fața împăratului și se împărtășesc de tainele lui, fiind mai slăvite decât cele ce se ocupă cu lucrurile mai din afară, ci și în cele ale împăratului ceresc se pot vedea acestea. Căci câtă îndrăzneală nu au dobândit cei ce petrec totdeauna cu el în convorbire de taină prin rugăciune și de câtă bucurie cerească și pământească nu se învrănicesc ei și ce mare putere au ei față de toată zidirea în asemănare cu cei ce slujesc lui Dumnezeu prin avuții și lucruri de ale vieții și îi fac mulțumire lui prin buna lor făptuire,
măcar că și aceasta este un lucru foarte mare și bun. Deci ni se cade să luăm pildă nu de la aceștia care sunt cu lipsuri în lucrurile lui Dumnezeu, ci de la aceia care au părăsit lucrurile vieții și au plugărit pe pământ împărăția cerurilor, de la aceia care au lepădat cele pământești și și-au întins inimile spre porțile cerului. În ce au bineplăcut lui Dumnezeu sfinții vechi, care au călătorit înainte de noi pe calea acestei viețuiri? Oare Sfântul Ioan Tibeul, visteria virtuților, izvorul prorociei, a bineplăcut lui Dumnezeu odihnind pe frați în cele trupești, în lăuntru chilie lui zăvorâte sau prin rugăciuni și liniște? Nu tăgăduiesc că și prin acelea mulți au bineplăcut lui Dumnezeu, dar mai puțin decât cei ce au făcut-o prin rugăciune și prin părăsirea tuturor. Că ajutorul celor ce viețuiesc în liniște și sunt cinstiți de fraților este vădit, fie că ne ajută cu cuvântul la vreme de nevoie, fie că înalță pentru noi rugăciuni. Dar în afară de acestea, amintirea sau grija de vreun lucru din cele ale vieții, ce doarme în inima celor ce viețuiesc în liniștire, nu ține de înțelepciunea duhovnicească, căci dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu, cele ce sunt ale lui Dumnezeu, Matei 22:21, și cele ce sunt ale aproapelui și ale lui Dumnezeu, fiecăruia din ei, nu s-a spus celor ce se liniștesc, ci celor ce sunt în afară. Căci nu s-a poruncit celor ce viețuiesc în rânduiala îngerească, adică în grija de suflet, să se facă bine plăcuți lui Dumnezeu prin cele ale vieții, adică să se îngrijească de lucrul mâinilor sau să ia de la cineva și să dea altuia. Deci nu se cade călugărului să aibă grijă de ceva care mișcă mintea lui sau o coboară din starea ei în fața lui Dumnezeu. Iar dacă cineva, tăgăduind aceasta, amintește de Pavel Apostolul că acela lucra cu mâinile sale și făcea milostenie, îi vom spune că Pavel singur a putut face toate, iar alt Pavel nu știm să fi fost care să poată face toate ca acela. Arată-mi pe al Pavel ca acesta și te voi crede. Deci să nu aduci cele săvârșite din economie ca dovadă pentru lucrurile cele de obște. Că ceea ceva este lucrul Evangheliei și altceva este lucrarea liniștirii. Iar dacă tu voiești să ții liniștea, fă-te ca heruvimii care nu se îngrijesc de nimic din ale vieții pământești și nu socoti că mai e altcineva pe pământ decât tine și Dumnezeu, la care ți este grija, cum ai fost învățat de părinții tăi care au fost înainte de tine. Că de nu-și va năspri cineva inima și nu-și va stăpâni cu tărie mila sa ca să se țină departe de grija tuturor celor de jos, chiar de i s-ar părea că pentru Dumnezeu, nota 469, e o grijă de cele ale vieții altora, pe care o are cineva pentru că socotește că împlinește astfel voia lui Dumnezeu, are această grijă și pentru ceva din cele ale vieții și nu va stărui numai în rugăciune în timpurile rânduite lui pentru ea, nu se va putea elibera de tulburare și de grijă și nu va putea să rămână în liniște. Când deci îți vine gândul să te îngrijești de ceva de dragul virtuții, ca să risipească de la tine pacea aflătoare în inimă, spune-i lui, bună este calea iubirii și mila pentru voia lui Dumnezeu, dar tot pentru Dumnezeu nu o voiesc pe ea. Stai lângă mine, părinte, a zis un călugăr, că pentru Dumnezeu alerg după tine. Iar acela i-a răspuns, și eu pentru Dumnezeu fug de tine. Ava Arsenie nu se întâlnea pentru Dumnezeu cu nimeni, nici pentru folos, nici pentru altceva. Altul vorbea pentru Dumnezeu toată ziua și primea pe toți străinii ce veneau la el. Acela a ales în loc de aceasta tăcerea și liniștea. Și de aceea vorbea cu Duhul Dumnezeiesc în mijlocul mării, vieții trecătoare, și plutea cu pace în corabia liniștii, cum s-a arătat în chip vădii nevoitorilor care au cunoscut aceasta de la Dumnezeu. Iar de dea prin liniște, plin de tulburare, și stulbur trupul în lucrurile mâinilor și sufletul în grija de oarecare lucruri, ce liniște mai ai îngrijindu-te de multe ca să placi lui Dumnezeu? Judecă tu însuți, căci fără părăsirea tuturor și fără depărtare de toată grija, e lucru de ocară să spunem că se poate dobândi viețuirea liniștirii. Iar Dumnezeului nostru fie slava!